suntem la Bușteni, suntem în curtea Centrului Cultural Aurel Stroie. Denumirea este una mai recentă. Zona este cunoscută ca fiind Casa de Cultură a orașului Bușteni. Demn de admirat în spatele nostru sunt acele ornamente din lemn, care ne arată că această construcție vine mult din spate, undeva înainte de 1900. Este primul loc de școală din orașul Bușteni. Astăzi nu se mai face aici școală. Se fac doar evenimente culturale, artistice, diferite ateliere. Clădirea a trecut prin tot felul de transformări. Ceea ce vedem acum este rezultatul unei remodernizări, ca să zicem așa, întâmplată în urmă cu 7, 8, 10 ani aproximativ. Este reconstituită și păstrată în același fel cum a fost realizată la început. La început cu rol de școală, cum spuneam. Mergem prin curtea actualului centru cultural pentru a ajunge la biserică. Biserica domnească din Bușteni, ridicată de către regele Carol I și soția sa, regina Elisabeta. De asemenea, observăm aceleași particularități ca și în stațiunile anterioare, Azuga și Predeal. Cam totul se învârte în jurul axei principale, adică DN1. Suntem chiar în centru stațiunii Bușteni. Pe dreapta vedem monumentul. Gara? Da, gara, monumentul eroilor. Să ajungem și acolo. Intrăm la biserică, ne oprim la această bancă din piatră. Vă spuneam la Predeal, în acel fost parc, că existau bănci de piatră monumentale. S-au ridicat vreo 40 și ceva de bănci monumentale de piatră. Doar câteva s-au păstrat de la Comarnic și până la Predeal. Cred că 6-7 bucăți avem. Aceasta este una dintre ele, care a fost adusă de la DN1 și pusă în curtea bisericii pentru a fi păstrată. Și îndrila este la fel tot de atunci. Este o bancă pe care stăteau 8 persoane, că și pe spate este la fel. Era acoperită. În 1905 au fost realizate aceste bănci și tot atunci amplasate. Iată că acolo unde s-a dorit s-a păstrat istoria. Dacă nu mă înșel, pe aceste bănci sunt trecuți și cei din zilele noastre care le-au păstrat. Și avem aici Asociația Rotarii. Îi spune bancă din piatră cu 4 fete și acoperit și îndrilit. Realizat în 1905 prin grija regelui Carol I al României, arhitect Ghica Budești. I-au făcut mențiunea foarte importantă că este un obiect de mobilier urban, de valoare arhitecturală deosebită, datorită faptului că sunt atât de puține și nu mai se păstrează. Și lista celor care au contribuit la mutarea, la restaurarea acestui obiectiv. În față avem Biserica Domnească, făcută din piatră de pe muntele Caraiman, ridicată chiar de către regele Carol I și soția sa, regina Elisabeta. Ei sunt titorii acestui lăcaș de cult, de aceea și zice domnească. Surprinde și o nuntă. Se pare că în același timp, în partea cealaltă, este și o mormântare. Acolo este capela. O să mergem prin dreapta. Ridicată în 1889, această biserică nu a avut nevoie niciodată de restaurare. Atât de bine a fost făcută de niște meșteri italieni. Sus vedem, sub acoperiș, aceleași desene care apar de peste 100 de ani. Vedeți că biserica nu are nicio fisură, a întâmpinat cu bine cu tremurile din 1940, din 1977. Acum nu știm dacă e vorba de talentul meșterilor pietrari italieni sau altceva. În față, aici este intrarea în biserică. La fel, dacă ne uităm puțin, aici în interior, este o placă, acolo, acea placă, pusă de Vea Urechea, de care vă ziceam și la Predeal. La fel citim pentru vitezii oșteni din comuna Predeal căzuți în război de independență, pentru că și Bușteniu făcea parte din comuna Predeal. Aici este Pisania, iar în interior, dacă intrăm pe dreapta și pe stânga, găsim portretele. Aici găsim portretul regelui Carol I și al soției sale, regina Elisabeta, evident când erau mult mai tineri. Sunt portrete unice în țară, singure portrete în mărime naturală, că ei nu erau înalți, și față de alte biserici, nu sunt pe zid, da. Sunt pictură, făcută în Castelul Pereș și l-au donat aici. Și catapeteasma de o extraordinară, făcută la Viena, de extraordinară valoare. Și e comandată special pentru biserica de aici, nu e împodobită deosebit, ci cum acum vedeți, cu Sfinții Apostoli, și foarte simplu, cu icoanele împărătești și icoanele diaconești și în învierea și nașterea. Iar ea este pictată de Tătărăscu și ucenicii lui.
Da, și în altar se păstrează o icoană. Da, este... Că ne-a arătat-o părintele. Hai să vă arăt. Intrați ușor așa. Igele, lasă-mi ușor. Intrați ușor. Și întorceți-vă așa. Aici, pe dreapta. Aici este. O icoană deosebită. De acolo. Este icoana care a donat-o Regina Maria bisericii de aici. Lăsați copiii să vină la mine. E unicat. Făcută tot de Tărăscu. Uitați și inițialele reginei acolo sus. Da, sus. Ca și dincolo la portetele regale, Carol și Elisabeta. Și la cor se păstrează și pe ușă, la fel. Mulțumim. Mulțumim mult. Și legat de catapeteasmă, este făcută din lemn de păr? Seamănă un pic biserica noastră, ca și pictură în zona aceasta, cu Catedrala Metropolitană, Catedrala Patriarhală actuală. De ce? Acolo se păstrează prima pictură a lui Esnar, cel care a pictat în Sfântul Altar și la Castelul Peleș. Și la mănăstire la Sinaia. Și la mănăstire la Sinaia, așa e. Iar aici, fiind zonă de ocupație în primul război mondial, regele Ferdinand, atunci când s-a sfințit, a fost principe moștenitor în 1889, l-a chemat pe Gheorghe Belizarie, a cărui semnătură este acolo. Și a refăcut catedrala de acolo, de la București, dar a refăcut-o și pe aceasta, în culorile care se semene exact cu cele de acolo. S-a păstrat culorile de acolo și ei au pictat și la București, la Catedrala Patriarhală, dar iată și aici. E o pictură foarte caldă, e în ulei. Și aceeași pictură e și sus la cor și peste tot. Deci, vă dați seama, e o bijuterie, se spunea pe vremea atunci, Catedrala Carpaților. Și peste tot e amprenta, dacă mergeți pe Valea Prahovei, începând de la Predeal până spre Posada, e amprenta familiei regale. Și în geamuri este vitralii cu însemnele familiei regale și coroana familiei regale, ca și scaunele. Aici sunt scaunele princiare, iar acolo scaunele regale, cu sistema regală a României, originale, cu deviza Nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu, deviza familiei regale. Și se termină, noi nu avem pantocrator, Domnul Iisus acolo, ci se termină tot cu vitralii. Bineînțeles, acestea sunt al doilea rând de vitralii pe care le-a așezat regele Ferdinand. Primele rânduri au binevoit oamenii civilizați germani și austro-ungari să plece cu ele. În 1916. Da. Tot legat de ocupația austro-ungară germană de care spunea domnul care are grijă de biserică, aici în apropiere, în spatele meu, este capela mortuară. Nu cred că putem intra deoarece acolo se duc cei decedați și sunt rudele. Se află un epitaf, un tablou foarte mare, cusut, un fel de covoraș care este înrămat, iar acel epitaf a fost realizat de Elena Turnescu împreună cu alte doamne de la Curtea Regală și donat bisericii. Din nefericire, în 1916, austro-ungarii, un ofițer ungur l-a furat și într-o zi de Paște, de Înviere, l-a adus tot el înapoi, mult după terminarea războiului. Și acel epitaf se află acolo, în spate. A luat și o Sfântă Evanghelie și o cruce de binecuvântare și era pe patul de suferință. Și în noaptea de Înviere l-a adus înapoi, trimise de acolo. El era un colonel, a fost austro-ungar. Și a părut rău și l-a trimis și a ajuns în noaptea de Înviere al 1925. Le-a returnat și se regăsesc... Da, da. Și astăzi. Da, păi sunt în, acolo în... Da. Acum nu puteți intra că e o adormită, dar dacă mai veniți, puteți să vedeți și acolo. O să mergem doar până la cimitirul eroilor. Da, da, da. Cel mai bine îngrijit cimitir de pe Valea Prahovei. Mulțumim, acum suntem în construcție și mai așa, dar restul luptăm ca să-l avem și o să fie și mai frumos. De ani, de zile, da. Este din eroii din primul război mondial, din al doilea război mondial. De la Revoluție. Și chiar dacă la Revoluție la noi n-au fost lupte, uite, sunt copiii cu care am copilărit și cu care am crescut. Și uite, au murit la Brașov, la București. Mergem să ne uităm. Mergem întâi spre clopotniță. Clopotnița, că biserica are clopotele în afară, nu le are înăuntru. Aici sunt două clopote de mare valoare. Au fost donate, evident, ba de fabrica de hârtie, ba de un mare sculptor. Este un lucru mai puțin știut. Ele au rezistat aici, au tot felul de inscripții pe ele. Pe unul este zugrăvit regele Ferdinand, pe spate Mihai Viteazu. Acestea sunt.
Cel mai mare este mai recent, cel mai mic este cel de care, uitați, sculptor și donator, dacă ne uităm undeva mai, pe, mai jos. Aici vedem familia Becker, autorul, aici se vede acum se vede, da? Maria și Emil Becker, sculptor donator. Monumentul de la Breaza este făcut tot de acest Becker. Mai găsim la Mănăstirea din Sinaia opere de ale lui, dar unul dintre, probabil că este cel mai valoros clopot din Valea Prahovei. Mai avem unul pe măsură la Sinaia, la Clopotnița Mănăstirii, care a stat în turnul Colței la București. Demolându-se turnul Colței, acel clopot a fost returnat și apoi adus la o altă ctitorie cantacuzină la Sinaia. Aici suntem la micuțul cimitir al eroilor din Bușteni. Ziceam mai devreme, este cel mai bine îngrijit cimitir de eroi din toată Valea Prahovei. Nu cred că, nu doar din Valea Prahovei, nu, rare ori ne este dat să vedem atâta muncă și atâtea flori plantate. Avem aici eroi din al doilea război mondial, aici eroi din al doilea război mondial, apoi din primul război mondial, acela de acolo este locotenentul Virgilius Abeleanu, căzut la Predeal în 1916. Este unul dintre românii înrolați în armata română ca să îndeplinească acest ideal. În primul război mondial, vreo 10.000 de români s-au înrolat voluntar în armata română pentru a îndeplini acest ideal național de a fi toți români în aceleași granițe. Un cadru foarte frumos, dacă ne întoarcem, o să observăm între biserica domnească. Uite, vin aici. Și un castel. Da, și acel nuc, castelul Cantacuzino din Bușteni, probabil acum este cel mai renumit obiectiv turistic din Bușteni. Castelul în care s-a filmat Wednesday. Da. Nu? Da, chiar în plan apropiat, adică între gară și între biserică, se află clădirea gării. Este a doua clădire a gării din Bușteni. Înaintăm un pic aici. La Predeal, legat de Revoluție, știți că spuneam că au murit mai mulți vânători de munte? Unii dintre ei satisfăceau stagiul militar la vânători de munte, dar erau din Bușteni. Acesta este unul, Neagu Sebastian. Așa, al doilea este mai în spate, Boteanu Bogdan. Iar acesta de aici, de lângă noi, este Chifor Ioan, cel care vă ziceam pilot, comandant, instructor. Vă spuneam că el locuia în Predeal, dar aici avea o altă casă și a fost înmormântat aici. Este acel pilot doborât cu artileria, cu o rachetă, în timp ce se ducea după sânge la Belgrad. În semn de omagiu, i-au pus și o aripă la căpătâi. De asemenea, vedem că și la Bușteni s-a comemorat, acești eroi s-au sărbătorit prin depuneri de coroane. E frumos că încă, chiar dacă în unele locuri din țară se face doar act de prezentă și nu se înțelege despre ce e vorba. Am văzut mesajul personalizat de la Azuga, dedicat exact generalului Garoescu. Este o simplă cruce aici, mai multe lucruri despre eroi să le vedem lângă gară, la acel monument. Reține atenția acest cimitir plin de eroi. Vă dați seama că în focul luptei aici este locotenentul Abeleanu, care a fost adus pe brațe de la Predeal și mormântat aici. Este o poză a lui care se păstrează foarte bine comparativ cu altele. Acesta. Da, foarte frumos sunt îngrijite astea. Nu e vorba doar de acest an sau doar de acest moment. De-a lungul anilor, ultimii 10 ani, așa, cel puțin de când am fost mai conștient despre valorile acestea, la fel este. Adică oamenii vin și cei de la biserică, mă refer că nu are altcineva grijă, vin și îngrijesc foarte bine aceste locuri în care odihnesc eroii neamului românesc. Este o pildă peste timp și arată tinerii generații că, uite, cumva trebuie să ne îngrijim de cei al nostru, de cei care au murit pentru noi. Trecem înapoi pe lângă această clopotniță cu clopotele ei deosebite pentru a merge spre gară, care se vede mai în față, unde aproape de ea găsim monumentul eroului caporal Constantin Mușat, un vrâncean care avea o mică funcție într-un regiment de grăniceri, pentru că, cum ziceam, la Predeal începea o altă țară. Începea o altă țară și atunci, evident, toată această zonă era acoperită de un regiment de grăniceri care avea subunități la Bușteni, la Sinaia, la Predeal, iar el făcea parte dintr-o astfel de subunitate. La momentul când România a decis să intre în război de partea Antantei, pe 14 august 1916, caporalul Constantin Mușat s-a deplasat cu unitatea lui spre Predeal noaptea și a trecut în Transilvania. Acesta a participat la mai multe campanii ale armatei române, a fost rănit și la un moment dat și-a pierdut un braț. Așa este și reprezentat, exact. Și-a pierdut un braț, o să ajungem imediat la el, cu mențiunea că undeva lângă, în partea stângă,
aici este un arbore, un arbore foarte rar. Cel de aici, da? Da, este un arbore de tisă, Taxus bacata în latină. Este declarat monument al naturii și el poate trăi 2000 de ani. A fost plantat aici când, cu ocazia ridicării bisericii. În Bușteni sunt doar 3 astfel de exemplare, plantate ornamental, unele la fabrica de hârtie și unul aici. În rest, în natură, în Bucegi se regăsesc cam 100 de exemplare maximum. Se spune că Veneția a fost ridicată pe stâlpi din astfel de lemn, un lemn care nu putrezește decât foarte greu. Ajungem vis-a-vis de gară, vedem că monumentul este orientat spre Bucegi, așa a fost gândit atunci. A fost inaugurat într-o zi de 9 septembrie 1928 și a fost refăcut în urmă cu vreo 10 ani. Restaurat. Suntem în fața monumentului eroilor. De fapt, îl reprezintă pe eroul caporal Constantin Mușat. Caporalul Mușat era grănicer aici la Bușteni. A făcut deplasarea spre Predeal în noaptea în care noi am trecut în Transilvania. A participat la mai multe campanii, cum spuneam, însă nu avea să moară aici. Avea să moară în a treia bătălie de la Oituz, în 1917. El fusese rănit anterior și își pierduse un braț. Toate acestea a refuzat să fie reformat, trecut în rezervă și a continuat mai departe să participe în cadrul conflagrației mondiale ca soldat care arunca grenade. A fost la un moment dat răpus de gloanțele inamice și datorită eroismului său, ulterior, după îndeplinirea idealului național, adică Marea Unire, s-a regăsit în amintirea unora care au decis să-i ridice diferite statui. Astfel, sculptorul Dumitriu Bârlad a realizat 3 statui cu acesta, din care una a fost aleasă să fie amplasată la Bușteni. Nu întâmplător că foarte mulți caută asocierea lui Constantin Mușat cu Bușteniul. El nici n-a murit aici, nici n-a luptat aici. Cu toate acestea, el și-a făcut aici stagiu militar, era într-o companie de grăniceri. Haideți să ne apropiem, să ne uităm puțin la monument. Am zis că este monumentul eroilor pentru că, deși îl reprezintă pe Constantin Mușat, este prins de acest monument o listă întreagă cu eroii din comuna Bușteni pe atunci. Aici o vedem, sunt mai mulți eroi care au murit, nu neapărat în acest loc, au murit pe alte fronturi de luptă, tot românești evident. Mulți dintre aceștia, de exemplu Conteș, au urmași până astăzi. Gavrilă, la fel, sau Oancea. Vintilă. Sunt oameni care trăiesc astăzi și care străbunicilor se regăsesc pe acest monument făcând sacrificiu suprem în 1916, 1917, 1919. Vedem și că a fost refăcută această statuie și soclu. Din nefericire, la ce ne uităm noi acum nu sunt și plăcile originale. Plăcile originale au dispărut când s-a refăcut monumentul. Am încercat să-i dăm de urmă unde s-ar afla acestea, nimeni nu știe. Da, evident că refacerea a suferit și diferite, n-a fost chiar atât de reușită, vedem că deja sunt crăpate elemente din soclu. Îl vedem pe regele Ferdinand aici în prim plan. Soția sa, Regina Maria, a participat la inaugurarea monumentului. Pe spate găsim și o listă cu cei care au realizat acest monument, cei care au contribuit sub o formă sau alta și îi vedem aici. Vedem că primul pe listă este Otto Schill, care provine din familia Schill. Practic, industriașii care au format Bușteniu, ridicând fabrici și dând o altă viață, un impuls economic localității. Apoi, Serafin Georgescu, preotul paroș, care era confidentul familiei regale, la el se spovedea, cereau sfaturi. Da, apoi alți industriași. Dumitru Bănescu, de exemplu, avea o fabrică. Lucrările au fost proiectate de sculptorul Dumitriu Bârlad, am zis noi despre asta, și executate de către turnătorul Teodorescu și constructorii frații Costea Graur, Tudor Negrilă. În fața noastră se află gara Bușteni, este a doua gară a orașului. Prima gară a fost demolată, nu mai făcea față traficului, era prea mică și atunci au ridicat o altă gară mai încăpătare, similară cu, veți vedea, cu cea din Comarnic. Seamănă foarte mult cu cea din Comarnic. De dată recentă sunt și aceste piese aduse de artilerie, tun de munte din arma vânătorilor de munte, sunt aduse acum un an sau doi aici. Nu sunt din primul război mondial, nici din al doilea, sunt de dată mai recentă, sunt casate și au fost primite de către primărie, am înțeles, la insistențele
actualului primar. Ne vom deplasa spre stânga pentru a surprinde și clădirea primăriei, la fel cu un istoric deosebit. Clădirea primăriei de astăzi este aceeași clădire în care se afla la început administrația domeniilor Coroanei, că spuneam când eram la Predeal că statul a dat anumite moșii, anumite locuri familiei regale pentru a se întreține și acele au făcut parte din domeniile Coroanei. Sediul domeniilor Coroanei în Valea Prahovei era acea clădire din față, aceea mare unde este steagul. Acolo este sediul primăriei actuale. Acea maro așa, da? Da, da. Maro închis. Da. Este sediul primăriei actuale și la un moment dat a fost și hotel, hotelul Bușten se numea. În stânga secția de poliție, tot într-o clădire dinainte de al doilea război mondial. Ea este urmașa unei linii arhitecturale care s-ar fi dorit să brăzdeze centrul Buștenului, nerealizată decât parțial. Vedem că parcă și următoarea seamănă. Aceasta este dată mai recentă, este după 1990 și este un simbol al înfrățirii româno-franceze. Localitatea franceză Moissy-Cramayel s-a înfrățit cu orașul Bușteni. Iar francezii au venit și au ridicat această clădire din banii lor ca simbol al bunei înțelegeri între noi și ei. Și prin această înfrățire ce se mai înțelege? Se fac periodic schimburi de elevi culturale, se duc profesori, se duc cei din primărie, se fac diferite schimburi, adică unii vin la noi, stau la noi o săptămână, se duc interesant ai noștri acolo. În principal, partea franceză este cea care susține în proporție covârșitoare acest parteneriat. Tot în clădirea aceasta nouă este mutată de câțiva ani și poliția locală. Da, pe dreapta avem sediul primăriei, o clădire și ea restaurată acum 10-15 ani, pentru că înăuntru totul scârția, erau podele din lemn. Ea nu a fost, evident, retrocedată niciodată, pentru că în unele locuri s-a înțeles care este diferența dintre domeniile Coroanei și domeniul regal. Suntem la Zuga și ne-am oprit în dreptul unei biserici, dar Adrian o să ne spună mai multe. Da, într-adevăr suntem la Zuga, suntem la a doua biserică ortodoxă a Zugii. Mai este una mai nouă, undeva mai spre firul văii, mai departe de noi, cred că sunt 2 km până acolo. Dar prima biserică a Zugii este aceasta din spatele nostru, ridicată între 1902-1903, sfințită în 1904, odată cu monumentul care este în fața bisericii și o să-l vedem imediat. Biserica a avut o soartă un pic nefericită în primul război mondial. Turla principală, adică aceasta chiar este în drept cu noi, a fost bombardată și s-a prăbușit, ulterior trebuie fi refăcută. Înainte să știți că nu se numea Zuga, se numea Între Prahove, deoarece încă geografii nu stabiliseră care este cursul râului Prahova, au presupus că râul Zuga este de fapt Prahova. Și atunci era Prahova mare și Prahova mică cealaltă, dar de fapt era invers. Prahova cea mică era cursul principal și ce Prahova și Zuga era de fapt cursul inferior, mai afluentul. De aceea s-a numit la înființare satul sau cătunul Între Prahove. Ulterior și-a luat denumirea de Zuga. Haideți să mergem spre biserică. Biserica este construită din piatră de râu. Este o biserică monumentală, o biserică specifică lăcașilor de cult din zona montană, unde se folosește foarte mult piatra. Lemnul pare că este folosit doar la turlă. Atât. În rest, nu vorbim despre o construcție în lemn, spre deosebire de cealaltă biserică care este numai din lemn. Asta este, este de fapt în oglindă cealaltă, este alt tip de construcție. În jurul bisericii au fost plantați copaci care astăzi nu mai există, ei fiind tăiați în urmă cu 2-3 ani, pentru a se vedea mai bine biserica. Iată că dacă la Predeal, la mănăstire, au fost tăiați acei copaci pentru a nu cădea pe biserică, aici e pentru a nu obtura vizibilitatea. Biserica este foarte frumoasă, are hramul Sfintei Treimi. Și cum spuneam, în față tronează un monument, este singurul monument dedicat eroilor căzuți în războiul de independență din 1977. Singurul monument din Valea Prahovei, okay. Adică de la Predeal până la Comarnic nu mai găsim un alt monument dedicat celor care au murit în 1877. Haideți să ne apropiem puțin să vedem placa de pe monument. Vedem că acolo este o informație foarte importantă în contextul reportajului nostru. Spune așa: într-o amintire și spre veșnica laudă a companiei 8-a de dorobanți din Prahova,
care a luat cu bărbăție parte la războiul independenței și îndeosebi a vitejilor, Lică Nicolae, Mustață Vasile, Trică Mihai, dar mai jos fiilor comunei Predeal, care au căzut în luptă pentru independența și mărirea neamului românesc. Deci iată că suntem la Zuga, dar ei vorbesc de comuna Predeal. Pentru că pe atunci comuna Predeal cuprindea și Azuga și a cuprins și Bușteniu. La acel moment, în 1977, cuprindea și Bușteniu și Azuga. Dacă apropiem puțin cu aparatul, vedem undeva în zona aceea și pe cel care a realizat monumentul, foarte puțini dintre turiști sau dintre localnici cunosc faptul că aici vedem autorul, Anibale Spoldi, 1904. În același moment în care s-a inaugurat biserica, a fost inaugurat și acest monument. Vedeți că are tot felul de decorații metalice. Are și niște replici din ghiulele, aici sunt niște ghiulele, și o acvilă tronează sus în vârf. Întrucât de înălțare, pe 13 iunie se sărbătorește din 1920 și Ziua Eroilor, vedem la baza monumentului și o coroană depusă cu acea ocazie. Da, de Ziua Eroilor, care a picat chiar joi de înălțare, pe 13 iunie. Este destul de înalt monumentul, vedeți, pe el are și steagul Uniunii Europene și steagul României. Gardul pe care noi îl deschidem este un gard tot de la 1904, de atunci se păstrează gardul. Pentru un concurs de împrejurări fericit s-a păstrat și acum și băncile la fel, sunt tot din acea perioadă. Băncile din acea perioadă sunt făcute de un ciment Portland, adică era o fabrică care producea acest ciment chiar la aici, la Azuga. Sunt printre puținele mărturii că a existat o fabrică de ciment la Azuga. Continuând spre sud, ne apropiem de un alt monument. Este monumentul unui general, Garoescu, cel care a apărat cu compania lui de mitraliere în 1916 Azuga. Vedem și un mic istoric afișat acolo pe gard. Generalul Gheorghe Garoescu, pe atunci era capitan când a apărat această zonă, i-a fost dedicat un bust, i s-a găsit un loc aici în zona Azugii și pe 26 iulie 1943 i s-a ridicat acest bust. Soarta a făcut ca în perioada comunistă aceștia să-i demoleze monumentul, care nu era pe acest amplasament, era undeva mai departe, iar bustul a stat ani de zile aruncat ba după primărie, ba pe la spital, până a fost găsit de un localnic, consilier local, domnul Mihai Grama, așa-l cheamă, și împreună cu oficialități locale, cu oameni iubitori de istorie ai locului, au reușit ca în anul 2018, tot pe 26 iulie, să-l inaugureze pe un alt amplasament, să-i facă un alt soclu. Demn de remarcat este faptul că pe 26 iulie 2018, la inaugurarea monumentului, am participat și eu și a participat și fiica generalului, în vârstă de 90 de ani, nu știu exact câți ani avea. Aceeași fiica generalului participase și pe 26 iulie 1943 la prima inaugurare a acestui bust. Deci este o poveste interesantă. Vedem că și aici este o coroană depusă cu ocazia Zilei Eroilor, pe care scrie glorie eternă eroilor neamului, via amintire generalului Garoescu. Foarte frumos, este un mesaj personalizat, nu este un mesaj standardizat, adică glorie eroilor și atât. Aici este practic mini-centrul Azugii și spuneam de câteva ori pe parcursul acestui reportaj că Predealul a fost unit cu Azuga, cu Bușteniul, și că prima primărie a Predealului a fost aici la Azuga. O vedem pe partea dreaptă, pe partea dreaptă, unde scrie Biblioteca Orășenească. Aceea a fost prima primărie a Predealului. Astăzi îndeplinește multiple roluri, este sediu de jandarmerie, este Biblioteca Orășenească, găsim și sediu unei firme de salubritate. Clădirile în Azuga sunt preponderent destinate muncitorilor. Vedeți că sunt, cum vedem tot pe partea dreaptă, au altă structură, altă arhitectură. Nu sunt la fel ca la Predeal sau ca la Sinaia. Nu o să întâlnim și acea construcție din față care este restaurată, să știți că tot, da, respectă acela specific. Iar unde scrie Azuga acolo în față, sunt acele cuvinte și clădirea aceea tot pentru muncitori era. Azuga sau Între Prahove, cum se numea
înainte, a avut un destin industrial care s-a stopat imediat după Revoluție. Instituții, mari edificii, cum să le spunem, clădiri monumentale la care oamenii au lucrat și au ieșit la pensie, au dispărut cu totul, nici măcar urmele nu se mai păstrează. Au dispărut fabrica de sticlă, fabrica de postav, fabrica de șamotă, toate au fost rase de pe suprafața pământului și pentru ca terenul să devină liber și să capete o altă destinație. Pe sub noi trece râul Azuga. Vedeți că noi nu am reușit să vedem cum arată râul Prahova, dar la unire, la confluență, apa Azugii este dublă decât a Prahovei. De aceea mult timp s-a considerat că asta este Prahova. Geografii au demonstrat că de fapt este un afluent al Prahovei, râul Azuga. Ca de obicei, vedem plutind și venind la vale nu pești, ci aspecte din vremurile pe care le trăim. Ne vom încadra ușor după acea clădire, din unde stă cineva la fereastră. Este o stradă acolo care pare un aer așa mai misterios. Păstrează ceva din timpurile de altă dată ale Azugii. Undeva pe dreapta este și un izvor de la care sute de ani s-a luat apă. Tot acum legă... e secat, bănuiesc, nu? Nu, curge, curge în continuare, da? Dar uite că văd, da. Nu aș fi atât de sigur asupra sursei. Poate fi poluată, poate fi... Oamenii au băut apă de aici vreo 100 de ani. În legătură cu izvorul acesta de apă, undeva mai jos, undeva în spatele nostru, a existat un alt izvor, dincolo, pe la acea casă, la subsolul ei, a existat un alt izvor, care trecea printr-o țeavă de tun. Deci, cel care ridica casa a găsit o țeavă de tun, a pus-o în fundația casei, apa a trecut prin țeava de tun și oferea apă celor care erau însetați. Și deasupra a ridicat el clădirea. În vremurile noastre, acum vreo 10 ani, niște persoane certate cu, nu doar cu istoria, ci cu orice element de bun simț, au venit noaptea și au tăiat țeava de tun și au dus-o la fier vechi. Deci iată că prin acea țeavă care odată venea moartea, vreo 100 de ani a venit apă, pentru că în vremurile noastre actuale de democrație, de libertate, cineva să considere că locul acelei țevi este la fier vechi și a sustras-o, a furat-o și a dus-o. Deși proprietarul s-a prins mai târziu că nu locuia atunci permanent, evident, moștenitorii celui care a făcut acel izvor, s-au dus la poliție, nu a mai putut fi identificat făptașul sau făptașii și acel izvor a rămas așa, nu mai a nimeni apă de acolo. Așa se pierd foarte, foarte multe lucruri s-au pierdut după Revoluție și în vremurile actuale, când am bănuit că deja trăim niște vremuri civilizate și lumea e mult mai evoluată și are grijă de ceea ce o înconjoară. Nu este chiar așa cum ideal am bănuit și am vrea și am dorit să se petreacă lucrurile. Vedeți, străduțele sunt așa enigmatice, sunt... Da, e foarte multă liniște să aud frunzele copacilor cum... Da. Se mișcă în bătaia vântului. Undeva în dreapta este o parte din zidul de susținere, pe unde se afla fabrica de postav. Vedem acolo sus, da? Da, de postav. Erau oameni care făceau naveta zilnic din Bușteni, pe jos, pe orice zi, pe orice noapte, vreme, nu contau. Și de acolo au ieșit la pensie. Da, oamenii erau mai conștiincioși atunci. Acum nu văd cine ar rezista 20 de ani să facă naveta pe jos, pe o distanță de 5 km, în orice zi, pe orice vreme. Erau poate altfel construiți, poate acelea erau limitările. Da, uitați aici o arhitectură la acest mic balconaș aici, uitați. Este tot de vreo 100 de ani și aceasta de aici din dreapta. Și sus, la fel, acea umplutură. Ia uite, intrăm pe o mică potecă, așa, un poduleț interesant. Tot pe deasupra râului Azugii, de unde ne vom întoarce lângă primăria actuală. Da, râul Azuga la mai jos se unește cu Prahova, la confluență. Și este dublu cât Prahova. Ca aproape orice apă din țară și aceasta este poluată într-un fel sau altul. Aici, în dreapta, acest colț de verdeață este de origine japoneză, această plantă. Troscotul japonez se consideră că e o plantă invazivă care ușor-ușor elimină orice altă specie locală de vegetație. Aceasta este o specie invazivă și o să vedeți pe multe cursuri de apă și pe la periferia localităților. Unele studii spun că își întinde rădăcina până la 7 metri adâncime și că nu poate fi stârpită sub nicio formă. În stânga ce vedem, clădirea aceasta este a primăriei. Și am văzut că mai era o potecuță și în dreapta. Da, tot undeva deasupra ajunge. Noi suntem pe această alee care a fost refăcută de 4-5 ani. Primăria s-a mutat aici de dată recentă, de cam 8-10 ani, cam așa, pentru că acel spațiu de acolo, în care a funcționat pe mai departe. Acolo, chiar dacă s-a separat de
Predeal, primăria Zuga a rămas acolo, unde a fost primăria Predeal. Și a funcționat până în zilele noastre, până acum 7-8 ani, când s-a mutat într-o clădire mai mare, pentru că nu mai încăpeau serviciile, compartimentele. Și aici sunt multe clădiri, spre deosebire de Azuga, s-au păstrat foarte multe clădiri vechi, spre deosebire de Predeal. Aici la Azuga s-au păstrat foarte multe clădiri vechi, sunt multe înșirate pe vale în sus, deși pare că suntem într-un centru foarte mic, că tot e înghesuit. Azuga continuă mult încolo, câțiva kilometri. Mai au încă un fel de mini-centru în jurul acelei biserici de lemn de care vă spuneam. Da, avem și o pârtie foarte mare, ci că ar fi singura pârtie, până acum câțiva ani era singura pârtie pe care olimpică. Aici în stânga este primăria din Azuga. Da, cam tot ce vedem aici și în stânga și în dreapta sunt clădiri vechi. Clădiri vechi care într-un fel sau altul au fost modificate, în sensul că li s-au adus îmbunătățiri sau efectiv nu i s-a întâmplat nimic. Da, aceste balcoane așa cu ferestre încadrate în chestii de mic, de lemn foarte mici, nu mai le face nimeni astăzi, vă dați seama, sunt termopane. Astea sunt marturi vii al unei arhitecturi apuse, depășite, să zicem. Clădirea poștei care este închisă, nu mai există, nu mai funcționează. Cea de pe stânga? Da. Clădirea poștei a fost abandonată și cei e de la... și de vânzare chiar. Da, și s-au mutat undeva mai jos, în spațiu la parterul acelui. Mai mic, nu? Un spațiu mai mic. Păi sunt 2-3 care mai lucrează. Locul poștei a fost luat de acei operatori care se mișcă mult mai repede. Undeva ascunși după copaci acolo sunt câteva chestii care țin de Ocolul Silvic, este și clădirea lor. Nu este doar acel bloc de locuit, undeva în dreapta acolo este clădirea Ocolului Silvic. Administrează Ocolul Silvic din Azuga o suprafață imensă de pădure. Toată această vale, care are 17 km lungime, nu vorbesc de cât e de mare bazinul Azugic, că îl administrează pe tot, plus păduri pe partea cealaltă, spre Bucegi, la Sinaia, la Azuga. De aceea este și foarte mare acea clădire, pentru că au foarte mult de lucru, au o suprafață foarte mare de acoperit.